Angajații din direcțiile de finanțe publice din toată țara au organizat astăzi o acțiune de protest. Astfel, între orele 11 și 14, aceștia au purtat banderole albe pentru demnitate, însă au lucrat normal. În paralel, s-au organizat proteste în fața Ministerului Finanțelor și ANAF. Acțiunea de protest, denumită Marșul Demnității, l-a vizat pe președintele ANAF, Gelu Ștefan Diaconu. Bine, este vorba de ultimele acțiuni pe care le-a făcut președintele ANAF, Gelu Ștefan Diaconu. Presiuni asupra noastră au fost niște concursuri de promovare la care dânsul a ținut neapărat să introducă un om de la Integritate, deși toată lumea a spus că nu este legal să schimb comisia de examinare și locul de examinare cu două zile înainte de concurs. N-a ținut cont de nimic, a zis nu, să fie prezent un om de la Integritate și pentru că la noi, la Timișoara și la Iași, nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că directorul a considerat că este ilegală această măsură, atunci, bineînțeles, în 24 de ore a demis. Angajații au mai protestat și la începutul lunii noiembrie. Atunci au reclamat faptul că salariile celor din Ministerul de Finanțe și ANAF au crescut printre ordonanța guvernului adoptată pe ascuns. După câteva ore, protestul a încetat, deoarece Ministerul de Finanțe a renunțat la ordonanța aprobată.